ședința ordinară din data de 22/2019. Dăm citire ordinii de zi. În conformitate cu dispoziția primarului Comunei numărul 65 din 22/2019, vă invităm să participați în întâlnirea ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 28/2019, orele 15, la sediul primăriei Comunei Sânduri, sala de consiliu. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință inițiator în al Comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ, unităților de învățământ de universitate în anul școlar 2019-2020, inițiator primarul Comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea NASCL numărul 136 din 23/12/2014, în care a avut loc aprobarea consumului de combustibil la microbuzul școlar, inițiator primarul Comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant aferent anilor 2017-2018 de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Primăriei Comunei Sânduleni în cursul anului 2019, inițiator primarul Comunei. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea Comunei Sânduleni în anul 2019, inițiator primarul Comunei. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului de raportare, priorități, obiective, plan, acțiuni privind dezvoltarea economico-socială 2019, inițiator primarul Comunei. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat aferent lucrărilor executate și a rest de executat la obiectivul de investiție alimentare cu apa satelor aparținătoare Comunei Sânduleni, județul Bacău, actualizat conform OUG numărul 114/2018, inițiator primarul Comunei. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat aferent obiectivul de investiții înființare, rețea, canalizare și stație curare a apurilor în Comuna Sânduleni, județul Bacău, actualizat conform OUG numărul 114/2018, inițiator primarul Comunei. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat aferent obiectivului de investiții construire grădiniță în Comuna Sânduleni, județul Bacău, actualizat conform OUG numărul 114/2018, inițiator primarul Comunei. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat aferent obiectivului de investiții continuarea modernizării drumurilor comunale din Comuna Sânduleni și respectiv DC174 rez de executat din lot 3, actualizat conform OUG numărul 114/2018, inițiator primarul Comunei. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviziilor actualizate aferent obiectivul de investiții continuare modernizării drumurilor comunale din Comuna Sânduleni, actualizat conform OUG numărul 114/2018, inițiator primarul Comunei. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economice aferent obiectivul de investiții, construire, înfermuire, teren, sport, actualizat conform OUG numărul 114/2018, inițiator primarul Comunei. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat aferent obiectivul de investiții, reparații monument istoric din primul război mondial, actualizat conform OUG numărul 114/2018, inițiator primarul Comunei. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 și a regulamentului privind stabilirea taxei speciale de salubrizare aferent anului pentru utilizatorii casnici și non-casnici, inițiator primarul Comunei. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind analiza statului Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 2 al anului 2018, stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, inițiator primarul Comunei. Și punctul 16, diverse. Cine este de acord cu ordinea de zi? Supune? Da, supune.
supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine se pentru? Împotriva, abține? Supunem. Punctul 1 de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință inițiator prin al promovării. Domnule Brandiu Gigeru. Domnule Brandiu Gigeru. Alte propuneri? Următoare, de tabel. De voie. Supunem la vot? Cine se pentru? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2019-2020, inițiator primarul comunei. Am avut în vedere că a începutul anul școlar, să zicem, an calendaristic, se apropie rețeaua școlară pentru următorul an școlar, respectiv 2019-2020. Și s-a ținut cont de desfințarea școala primară numărul 2 de Reșești, s-a aprobat rețeaua școlară, aprobată, avizată de inspectoratul școlar, având ca și componență cele 4 unități școlare. Școala gimnazială numărul 1 Sandureni, școala gimnazială numărul 1 Reșești, grădinița cu program numărul 1 Sandureni și școala gimnazială Coma. Aceste 4 unități școlare sunt componente din rețeaua școlară a Comunei Sandurie. Cele 4 unități. Întrebări? Supunem la vă. Cine este pentru? Potriva, abține, supunem. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HSCL numărul 836 din 23.12.2014, prin care a avut loc aprobarea consumului de combustibil la autobuzul școlar, inițiator primarul comunei. În momentul când s-a cumpărat acest microbus, consumul a fost de 13%, conform legislației vigoare ar fi trebuit să dăm 10% pe perioadă de iarnă, s-a dat la 0,5%, mașinile au un număr de kilometri, chiar nu am făcut FAD-ul și s-a constatat că pe unii noiembrie, decembrie și ianuarie, fiecare șofer are lipsă 70 de litri de motorină. În acest sens, propun consumul de 14%, adică cu un kilogram în plus, 14% pe timp de vară și 15,4% pe timp de iarnă. Deci, am ținut cont pe timp de vară că mă țin cu aerul condiționat și acolo mai e mai mult. Când ai copii, aia, dacă sunt dotat cu aer condiționat? Ba, în școală mai să iunii și până în septembrie mă da, da, și atunci a fost să consumul s-a ridicat cu un litru. Da. Da. Și normal că iarna pornești motorul, nu poți să treci la drum așa, trebuie să încălzească antigelul, să dizaborească geamurile. Nu e... Eu am făcut consum, am solicitat de la doamna contabilă toate facturile, toate consumul, pe azi am scos de la, cum se cheamă, de la... Nu se cheamă. Girofarul? Nu, de girofarul. De la tachograf, numărul de kilometri parcurs, adică nu te mai joc. Câți kilometri făcut, cât ai alimentat, cât ai consumat, cât mai ai rezervă. Și aveau lipsă fiecare șofer câte 70 de litri. Dacă nu se calculează și formula aia, cu stațiile, cu opririle, cu tot ce trebuie. În acei 14% total, nu s-a aplicat formula 0, 9, 1, 1,1, e puțin mai complicat să se aplice formula respectivă. Sala mix, un consum mix. Alte întrebări? Punem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Cine este pentru? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant aferent anilor 2017-2018. De către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Primăriei Comunei Sandulene în cursul anului 2019, inițiator primarul comunei. Având în vedere că anul 2017-2018 nu am beneficiat de concediu nici eu, nici domnul Neal, solicit efectuarea concediului de odihnă pe 2019, conform legislației lucru. Întrebări? Nu,
gospodărirea și înfrumusețarea Comunei Sândulen în anul 2019, inițiator primarul Comunei. Domnul secretar, pe acest punct. Deci, e același proiect ca și anul trecut, numai că trebuie aluat și aprobat. E același proiect pentru în sub aspectul că toată lumea trebuie să se facă folosirea de primăvară. Deosebit. Exact asta ce vi s-a prezentat la prezentarea Comunei. Acolo, pe ultimul punct, pe un articol, să specificască poliția locală, are în atribuții și ei pot aplica acele sancțiuni cetățenilor în momentul când nu respectă acel program. Amenziile sunt foarte mici, dar dacă trebuie să faci curățenie în fața poliției, o curățenie în fața poliției. Îți faci curățenie mai din prima zi. Supunem la... Mai sunt întrebări? Da, mă. Supunem la văd. Cine este pentru? Nu pot să fie la supun. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului de raportare, priorități, obiective, plan, acțiuni privind dezvoltarea economico-socială a anului 2019, inițiator primarul Comunei. Bun, față de anul trecut, deci au ieșit din priorități școala care s-a luat și s-a terminat. Deci cam investițiile care au luat și au fost finalizate, deci au ieșit din acest plan de acțiuni. Au intrat, în schimb, spuneți-mi, canalizarea și cu în scapă grădinița, deci nu mai monument. Deci da, grădinița, monumentul. În rest, celelalte au rămas cam neschimbate vis-a-vis de populație, vis-a-vis de teritoriu, vis-a-vis de culturi aplicate, deci astea sunt. Deci marele, mai mult ne axăm mai mult de investiții și care deci ce s-a propus și ce se face anul acesta. Vorba că la un moment dat și pe lista de investiții, în momentul în care vom avea bugetul, vor apare și asta în continuare pe lista de investiții, ceea ce este trecut aici. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Potriva. Cine este pentru? 7. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat a terenului lucrărilor executate și a rezului executat la obiectivul de investiții alimentare cu apa satelor aparținătoare Comunei Sândulen, pentru Vaco, actualizat conform OUG numărul 114 pe 2018, inițiator primarul Comunei. Având în vedere că valoarea s-a minim de la 1.000, a crescut la 3.000 de lei în domeniul construcțiilor. Constructorul a venit cu o anumită valoare pe manoperă. Dacă la un salariu de 1.900 de lei ei ar fi venit cu 11 lei 40 pe oră, ei așa au venit. Atunci trebuie reactualizată manopera pe 17,98 sau direct proporțional sau pe un coeficient de 57,6234 pe manoperă. De exemplu, în situația societății care câștigă licitația de la apă, toate lucrările pe manoperă au venit pe 11.40, asta înseamnă că s-a reactualizat toată manopera pe un coeficient de 57.692. Ce înseamnă asta? Prin reactualizarea manoperei, valoarea lucrărilor executate a crescut cu 6.880.000 fără TVA, aplicând un TVA, respectiv 8.500.000. O sumă foarte mare care trebuie asigurată de la bugetul local, deci 8.500.000 care trebuie asigurată de la bugetul local. Ei spun pe o adresă de la minister în cadrul anului bugetar anual. Nu știu ce se va întâmpla, că situația este numai la noi, în toată România, adică primărie nu au aceste sume de cofinanțare. O să vedeți, dacă adunăm aceste sume de cofinanțare, sunt enorme. Adică vorbim de apă de 8.500.000. De aici se specific program anual, buget anual. Deci, valoarea investiției alimentare cu apa satelor aparținătoare Comunei Sândulen a crescut cu 6.800.000, a fost de 6.800.880.000, fără TVA, respectiv 1.500.000, doar pe anual. În cât timp se organizează finanțele de lucrările? Ea au terminat un an de zile. Mâine s-a dat unii de ce trebuie alimentarea cu apă, unii se începe în care se predă amplasamentul și începe. Înseamnă că probabil mai ar trebui să fie așa în viitor. Problema este următoare, nu. Avem 50 de miliarde, adică termină 50 de miliarde cât am eu de la minister și pe un punct de vedere de bani. Nu, restul de bani. Nu trebuie acoperirea cu o parte. Dar nu trebuie acoperirea. Ah, ce putem acoperi? Pentru că ei au
avem 50.000 de alte. S-ar putea să nu mai trebuiască cei 6.200, dar noi să avem aprobații indicatorii de economie. S-ar putea să avem o discuție de șantier pe o anumită zonă. Nu mai face lucrare din anumită zonă. Se compensează din... Se compensează din diverse zonă. Nu se compensează. Astea sunt construcții și instalații, capitolul 4.1. Există numai în diverse sisteme prevăzute, conform legislației 1034, constructor relicitau pe acele diverse sisteme prevăzute. Pe legea 98, diverse sisteme prevăzute nu se mai licitează. Ele sunt incluse în divizia de A, într-un proces și se păsează acel proces. De exemplu, acum la apă, nu știu, pot să spun cât sunt. Să zicem 2 miliarde. Acele 2 miliarde nu sunt incluse acolo. Doar dacă apar necesare în momentul respectiv, atunci vom lua din acele diverse neprevăzute. Dar acești 6.200 sunt doar pe capitolul 4.1, construcții și instalații, care trebuie să asigurăm de la bugetul local. Adică valoarea contractului de la 49.900.000 a crescut la 58.800.000. Dacă nu așa bani, este 4.000.000. Nu este 4.000.000. Venim cu o cofinanțare de la bugetul local. Noi asta facem. Aprobăm indicatorii tehnico-economici, iar cofinanțarea, vedeți în spate, avem un deviz, unde este domnul secretar, avem două devize. Avem un deviz general pe indicatorii tehnico-economici. Spre exemplu, cei de la apă, ei ce au instalat? Au licitat 4.1, 4.2, 5.1 cu 1 și 1 cu 2. E, valoarea totală a fost de 41.940.000. Vedem aici, noi aprobăm și devizul general defalcat, care precizează, domnule, de la bugetul de stat 6.596.000 de la bugetul de stat, în care sunt incluse și lucrările de la Longan, și lucrările care vor fi executate, și la bugetul local 20 de miliarde. Dar 20 de miliarde sunt incluse și diverse și neprevăzute, care sunt de 3 miliarde. Dar nu ne vom ridica la valoarea asta. Deci, în scuze, 6 miliarde ar trebui să mai punem la alimentarea cu apă. Dar este o problemă, chiar vorbim acum, astfel e o problemă, că am zis că tot e ok. Asta este. Deci, a făcut lucrare, nu? E bine. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat aferent obiectivului de investiții în finanțarea rețea, canalizare și stație durare a producției de menajeri cu năsături în județul Bacău, actualizat conform OUB numărul 114/2018, inițiator prin alt om. Acea situație și la rețea de canalizare, 11.40, eu am un salar minim 11.000, s-a ridicat la 3.000, cu coeficient de 5.7623. Dar poetantul am lucrat paralel cu proiectarul. De fapt, pe toți indicatorii de la acolo, ce făceam pe mod, eu făceam într-un mod și pe om, se vede dacă e ok sau nu ok. Adică foarte bine, dacă mai vreau cu o persoană, am putea să mai lucrez cu o persoană. Adică când lucrează trei persoane, e ok, adică să cădem pe aceeași valoare. Dumneavoastră zice, domne, o corelare. Și dacă vedeți, am făcut o corelare între toate elementele, o dați o corelare și am transmis diferența între dumneavoastră și mine, să zicem așa, a fost de 1.400 de lei. Adică mie mi-a ieșit cu 1.400 de lei mai mult. Mie. Și dumneavoastră a ieșit cu 1.400 de lei mai mult. Adică suntem undeva acolo. Bineînțeles, am luat în considerare ce mai important. Și el este... capul răutăților. Da, și valoarea acestei investiții, care va fi asigurată tot de la bugetul local, să vedem ce se întâmplă, este de, fără TVA, o valoare foarte mare, 9.500.000. Ori e 114, da, ori 12, da, și 8 în bani, de aia sunt 80.000.000. Deci cu această ori e 114, sau cam la ceva bun. Poftim? Cam iau ceva bun. Se iau ceva bun, dar e bine acum și la asta la canalizare. Investiția durează pe ceva timp. Nu durează, că toate au termen de execuție un an de zi. Și canalizare? Toate. Reușesc? Nu știu bine, că și termen. Termen de execuție. Dar vrea să ia bani, nu mă, că-ți trebuie. Da. Dar vreau să ia bani dacă eu licitat. Da, licitat. Sau mai în faza mea, nu.
să amână din anumite motive. Da, anumite motive. Primăria spune, eu nu mai continu, primarul spune, nu am bani, nu mai continu. Ei, atunci și poate amâna. Dar în momentul în care nu trebuie să-l bani, nu mai pot să amână. Adică vorba de constructor. Constructorul te simt din, ai banii, te simt din termen. Mie îmi dai mătrești pe data de 31. Așa mi-ai dat, nu, că am avut banii. Adică sunt motive. Bine, se pot întâmpla în teren, să nu dai de... Asta-i... Se pot. Ideal ar fi, deci ca urmă de urmă să-ți finalizează. A, nu, nu, nu. Intră și nu. Dar pe jurată de an, avem o din de suspendare. Deci un an de zile... Ce nu acolo, care s-a dus într-adevăr sumul, e o pierdere, dar... Ce mai facem? Dacă te duce în viitor. La toamnă, la toamnă. Dar trebuie să fim corecți. Noi am avut un aviz de la APE și de la mediu pe o stație de epurare de 500 metri cub, stație clasică. Noi am timp, în timpul proiectării am modificat, am modificat stația clasică de 500 pe 100, 200 și 200. Pentru că procurația nu se va acorda toți odată, 2000. Va fi treptat odată, 300, 200, dai drumul la stația de epurare aia de 100 de metri cub. În urmă, se vor mai acorda încă 300-400, închis pe aia de 100, dai drumul la aia de 200. Și trebuia să modificăm avizul de la APE și la avizul de la mediu. S-a întâlnit alea documentații de modificare a avizului. Chiar astăzi am venit de la Suceava, trebuie să ne rog de documentația, trebuie de pusă la APE și la mediu. Acolo să zicem maxim o lună de zile. Să zicem maxim o lună de zile, maxim o lună de zile. Deci lucrurile ar trebui să înceapă și aia. Până pe 15 aprilie ar trebui să înceapă și canalul. Proiectul este gata, trebuie doar verificat de verificatorul pe rezistență, pe tehnice, pe instalații și pe hidrologie digitale. Și ok. Ce începe lucrurile complete? Da. Spune la urmă, dacă mai sunt întrebări, ce este pentru? Afirmații. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea registrului actualizat aferent obiectivului de investiții, construire grădiniță în Comuna Sândulești, județul Bacău, actualizat conform OPG numărul 114/2018, inițiator primarul Comunei. Aceea situație, că domnul Dumitru Vasile a pe adeptate, acea situație ca și la canalizarea și la apă, valoarea devizul general pe manovră, construcții și instalații a crescut 4.140 fără TVA, dar plus încă 5 miliarde de dotări pe care trebuie asigurat. Deci asta vorbim iar de 9 miliarde, de 10 miliarde. Deci vă rog foarte mult. La bugetul local. La bugetul local. Să vedem ce se întâmplă, pentru că, sincer, nu sunt mai în situația asta. Sunt toate comunele din județul, din România. Nu ai de unde să vii cu aceste cofinanțe. Nu ai cum, adică... Sunt vreo 50 miliarde la toate lucrări. Nu sunt 50, dar te apropi acolo, 30-40, te apropi. Noi le aprobăm și vedem timpul. Ce se întâmplă? Da, e important. Deci, de exemplu, tu ai la canalizare 80 de miliarde, dar 85 de miliarde. Ea s-a dus acum la 92 de miliarde, exact 2 miliarde de euro. Dom'le, faci de 80 de miliarde, îmi mai rămân 12 miliarde. Mă duc la stat și zic, domnule, dar nu eu. Probabil va fi plăți. Nu avem banii aia necesari. Bine să ai 12 miliarde. Să începem, să se cheltuiască banii aia 85 de miliarde și nu mai vedem ce se întâmplă. Să mai rezolvăm. Ne-am Vasile, ce vorbim? Tu să nu dai domnul la investiții. Să nu gata. Nu, când termine banii aia, să nu dă domnul scol de canalizare. Nu dă domnul canalizare. Da, am ces. Da, să supunem la vot. Cine este împotriva? Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat aferent obiectivului de investiții, continuarea modernizării drumurilor comunale din Comuna Sândulen, drum cu
44 de executat lotul 3, conform, a trezat conform ordin numărul 114 în 2018. Acea situație, ca și cealaltă investiții, corelă, diferență între mine și proiectant, de a verifica, e posibil să greșești, e normal să greșești. Și mai bine să calculeze două persoane, diferența este de 7.000 de greșești, de punctul la greșești. Dar din ăsta, drumul de la greșește de bugetul local. Aici pot să spun că proiectul a fost subevaluat, din valul, deci proiectul modernizare din Greșești a fost împărțit în loturi. Lotul 1, lotul 2 și lotul 3. Adică conform legii 98, conform loghe 70 și 145, poți împărți pe loturi cu îndeplinirea multe condiții. După cum știți, s-au construit ziduri de la Pusăradu 50 de metri, ziduri de la Deaconu 40 și de la Dănescu 30 de metri. A venit doi constructori, unul dintre ei a fost foarte mulțumit, a precizat omul meu, a rămas atât foarte mulțumit, dar unul dintre ei a fost foarte nemulțumit în continuu că a ajuns mai de acasă. S-a scos la licitație locul 3, diferența, pe data de 15 februarie a fost termenul de deschidere a ofertelor, de depunere a ofertelor până pe data de 15 septembrie, 15 februarie, uitați-mă, nu s-a prezentat nimeni. Deci proiectul este subevaluat și nu avem niciun constructor. S-a reactualizat pe panopul, acum trăiesc cu eu cu speranța că nu a venit din cauza manopului, dar totuși, conform de 114, eu putea să vină, vedeam pe un preț maxim și măream valoarea manopului, că aveam voie să-i măresc manopul. Asta înseamnă că proiectul a fost subevaluat total și are dreptate, pentru că, dau un exemplu, B450 pe proiect era valoarea pe metru cub era 280 de lei, nu găsești cu 280 B500. Și acum i s-a ridicat valoarea la 350. Fiel a fost 27, acum fără 30 nu găsești fiel, m-am uitat pe Denema. Adică a fost foarte, foarte subevaluat. Să vedem ce se întâmplă. Adică, pe manopul avem o reactualizare de... E foarte bine că ne-a băgat toate aici reactualizarea. Domnul Rupeș, îl știi, domnul Dumitru Vasile, e un băiat ok, nu foarte deștept. Pe manopul 4.700.000, iar 1.800.000 pe diferența de material. Adică valoarea a crescut 7 miliarde fără TVA. 7.000.400.000. Și acum se scoate la licitație. E foarte greu. Foarte greu pentru că cu finanțările astea, ne-a dat totul peste cap, cu finanțările astea. Ne-a crescut salariul. Ok. Zic că au crescut salariul. Au crescut salariul. Au crescut toate în urmă. Da, acum adesea să intru pe un amănunt, nu este logic ce spuneți. Eu am spus întotdeauna. Vorbim și am rugat-o pe doamna trei, de la un subiect la altul, spun la diverse, nu este logic. Avem o creștere pe salarii de 200%, da? La școală. Vorbim de o profesoară de echeză, doamna profesoară de echeză, Benchia. Că aveam un salariu de 8.100.000, neantoare ai fost ședit și aveam un salariu de 3.000 de lei. Dar la profesoară că o fac, că aveam un salariu de 13.800.000 când eram eu director, acum doamna are un salariu de 3.800.000 de lei. Adică vorbim de niște creșteri de 200%. Da? Iar inflația per total, dați-vă pe pe indicii de statistică, pe IPC, pe servicii sau pe consum sau pe total, vedeți că este 30%. Vorbim de niște noțiuni care nu sunt adevărate ceea ce vedeți la televizor. Mai mult de atât, ce cumpăram în 2012 și ce se va întâmpla de acum? Se simte buzunar. Stăteam de vorbă cu un cetățean, punea bilurile și spunea așa, da, eu simt, înainte nu mi-ajungea bani decât pentru, vorbesc de un pensionar, nu mi-ajungeau bani decât pentru cheltuielile strict necesare în casă, acum pot să mai fac ceva. Adică nu, pot să mai fac ceva. Dacă nu are mașină, dacă are mașină, nu mai depinde la ce cheltuieli e raportat. Dacă e plafonat acum 200 de ani, e regulare. Doar pentru pâine și așa. Și presupunem la voi, cine este? Nu sunt ideea. Împreună cu toată punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat, aferent obiectivului de investiții, continuarea modernizării drumurilor comunale din Comuna Sândulene, actualizat conform OBG numărul 114 pe 2018. Tot primarul comunei. Aici propun
un deviz pe lotul 3. Adică avem un deviz lotul 1, lotul 2 și un deviz lotul 3. Ei, lotul 1 și lotul 2 plus lotul 3 face devizul general total. Deci, punctul acesta înseamnă valoarea indicatorilor termo-economici total. Adică lotul 1 și lotul 2 care au fost scos la licitație respectiv 510.000 de lei fără TVA plus 4.700.000 de lei, adică 47 de milioane, care vor fi scoși la licitație. Adică, indicatorul termo-economic înseamnă toate investițiile. Da. Întrebări? Supunem la urmă. Cine este pentru? Împotriva? Cine? Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici sau cerent obiectivul de investiții, construire, împrejmuire, teren, sport, actualizăm conform obiectivul numărul 114, 2018, inițiator, primarul comun. Aceea situație, aici este o situație puțin mai atipică, în sensul că virgulul constructorul nu a venit cu 11,40 lei. El nu a venit cu 11,40 lei la un salariu de 1900. Angajații dumnealor au salarii foarte mari. Și a venit cu, pe manoperă, 17 lei. Pe manoperă. Adică, dumnealor acum trebuia să se ridice manopera pe un calcul făcut de mine, fără a verifica pe total cum a făcut, 88.700 de lei, 87 de milioane. Dar prin verificarea pe fiecare categorie profesională, bulgheră, s-a constatat că el a venit cu 17 lei. Deci, valoarea de vizul general, care era de 500 milioane, 50.000 de lei, 50.000, 50 și ceva, nu a crescut decât cu 5.000, cu 557 de lei, adică cu 5 milioane. Deci, ați înțeles? Deci, el pentru că a venit cu 17 lei manopra pe oră și nu a venit cu 11,40 lei, nu i s-a mai dat coeficientul ăla de 57, 6, 9, 2, 3 lei. I-a dat decât coeficientul ăla 0, 9, diferența s-a dat. Într-un final, ce sumă este? Da, Nu, nu, spui. Dar nu știu de două. Nu știu, 59. Ce-a făcut noi acum? Da. 50.000 de lei. 50.720, fără TVA. 500 de milioane și 600 de milioane, fără un pic. Așa, fără TVA. Și înainte era... Era 800 și fără cine. I-am dat o valoare mai mare, cu 20 de lei mai mare. Alte întrebări? Spune la lui, cine este pentru? Împotrivă, abține. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat aferent obiectivului de investiții reparații monumente istorice din primul război mondial, actualizat conform OIG, numărul 114/2018. Inițiator, primarul comun. Aceeași situație, s-a făcut cooperări între mine și proiectul a transmis la doamna care elaborează devizele. Doamna care elaborează devizele a fost cel mai corect deviz. Adică s-a luat legătura cu firma de la Galad, astfel că dacă calculele făcute de mine și de-a dumnealui sunt corect. Și a fost transmise la devizierul de la Galad. Mie am ieșit 16.000 de lei, 178, iar dumneavoastră a ieșit 17.000 de lei, 100 și ceva. Vă avea 1.000 de lei. Adică, bineînțeles că aveți de valoarea doamnei, 1.000 de lei mai bun. Dar eu am vrut să văd dacă aceste calcule pentru mine sunt evidente, adică sunt corecte. Întrebări? Adică, așa aici, dacă vreau să vă spun cât costă valoarea. Deci am spus odată la licitație monumentul, nu a venit nimeni, să știți. În toamnă am spus monumentul, la licitație nu a venit nimeni. Când citim acest deviz general, v-am zis să vă uitați întotdeauna pe capitolul 4.1 cu construcții și instalații, 4.2, dar în general 4.2, dacă aveți sume de asta în spate, 4.1.1, care înseamnă construcții și instalații, vă uitați la organizarea de șantier și vă mai uitați la cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare, dacă am licitat, depinde cum scoți. Și vedem că toate sunt 0, etc. Valoarea capitolului 4, că vorbim de capitolul 4, dirigenția de șantier este 2896, 28 milioane, adică e o sumă infină. Vorbim de monument, 137.191. 1.370 milioane de monument. Mie mi se pare o valoare foarte mare, de valoare. 5-4 milioane așa? Tot modificat.
modifică totul. Pune lumină, da. Modifică tot. E un proiect. Vă dați seama, nu s-a prezentat nimeni la lucrurile. Am făcut o dată. Ar face cu marmură, ceva și se pun paveli jur împrejur. Numai în scrisurile, costă 60 de milioane numai în scrisurile alea. În scrisurile. Numai recuperarea capului la soldatul ăla, 30 de milioane. Dar ce pune soldatul ăla? Nu, la pupăzaia asta ce era, ce este acolo. De-a vultul respectiv, acum cineva vrea să pune soldatul. Cineva a fost ideea să pune soldatul. Dar nu știu dacă e bine să nu să pune soldatul. Așa a fost în situația inițială. Era cu pușca spre ruși. Când ați dat voi să pună soldatul, pun soldatul. Eu chiar nu... Da, s-a mai găsit? Sau o constituire? Trebuie construit, pune mal. Dacă... Spunea că era poziție... Mai poziția a fost construit în perioada anului de legionate, de mai bine nu a fi pregătat să vă... Mai sunt întrebări? Să știți, iertați-vă, să știți că acum, chiar dacă este mare, e cel mai frumos, să fie iluminat. Și aici chiar dacă sunt bolnii la diverse. Deci vreau încă o dată precizez, s-a spus o dată la lucidat și n-a venit foarte multe greșeli și societatea respectivă care ar fi vrut să vină la licitație, Tantelilea știe. Nu am căutat pe internet. Căutam societăți monumente, societăți monumente. Și am găsit, am sunat 5-7 societăți și am găsit o societate în loc de. Și a venit un reprezentant aici și că, domnule, da, e greșit. De ce e greșit? Am pus și pe seapă acolo ca să verifici tot. Păi aici nu-i bine așa, nu-i bine aici, aici nu-i bine așa, aici nu-mi ajung banii, aici nu știu ce. Și, da, păi, și nu. Nu, și mi-a... Om a fost corect. Nu s-a prezentat nimeni la licitație, dar a venit pe urmă cu o foaie la mine și zice, domnule, mare, duceți-vă la proiectant să vă verifice articolul ăsta. Uitați, articolul ăsta nu se încadrează, nu-i corect, nu vă ajung banii, și să verifice cu proiectantul să vedeți. Că ceva nu este bine. Și e adevărat, de la 88.000 de lei s-a ridicat la 95-94. Deci, proiectantul a ținut cont de indicații societății respective, adică nu vin nimeni, nu o să vină nimeni atunci să muncească fără să ai un cofi și lucrurile. Dacă nu mai sunt întrebări, spune la urmă, cine este pentru? Treceți pe punctul 15 și ăsta spate. Punctul 15. Proiecte hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pentru semestrul 2 al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități în sectorul primar lume. Deci, pe trimestrul 2, acte manipulat de 2018, s-au realizat absolut, deci în proporție de 95%, s-au realizat toate înscrierile pe registrul agricol care trebuiau făcute pe fiecare poziție deschisă. În rest, am mai făcut modificări, vis-a-vis de capul, de cavaline, de ovine, de bovine. Astea sunt punctuale. Și astea sunt prezentate tot în raport și în au rămas aceleași termene, ca și anul trecut, exact cum sunt trecute și legislații, vis-a-vis de declarațiile pe care trebuie să le facă la gospodărie. Acest raport se aduce punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 și argumentului privind stabilirea taxei speciale de salubrizare aferentă anului pentru utilizatorii casnici și non-casnici. Inițiator pentru vă rog să vă notați, ca să puteți să-mi puneți întrebări, tot ce prezintă, vă rog să vă notați. Avem un document de la ABIS, pe comuna Sândorin. Asta reprezentă numai utilizatorii casnici, nu non-casnici. În anul 2018, o să notez și eu în 2018, ca să mergem, în 2018, s-au corectat de pe raza comunei Sândorin 531 de tone. Deci 531 de tone. 531 de tone înmulțit cu 550 de lei în care este inclus
colectare, transfer, sortare și depozitare, da? În ciclu 25, este 292.000 de lei. Adică 2.920.000. Anul trecut s-au colectat din această taxă specială 147.000 de lei. Deci 1.470.000 care au fost redirecționați către ANIS. Exact ce vă spuneam până acum, diferența de 1.450.000 ar fi trebuit să fie plătită. Adică când produci, trebuie să plătești. Noi nu am plătit acea sumă de 1.450.000. Am făcut o subvenție de la bugetul local de 67.000 de lei sau 68.000 de lei, pe care am plătit-o către ANIS, 68.000 de lei. Dar acea subvenție este cu reîntregirea creditului bugetar. Adică am plătit de la bugetul local 680 de milioane, dar în momentul când tu, pe excedentul, pe sursa E, excedent sursa E, în momentul la sfârșitul anului, îți rămân 10 lei, tu acei 10 lei trebuie să-i duci înapoi pe sursa A. Adică primăria să nu ia. Asta înseamnă ce? Că pe anul 2019, acum nu putem să spunem exact cu certitudine, noi încercăm să scădem cantitatea de lună, foarte mult, la 531, da? De tone, utilizatorii non-casnici, instituțiile. Da? Instituțiile și societățile. Societățile, am spus că se vor aduna 100 de tone în mare. Nu știu dacă se vor aduna, se vor colecta 100 de tone. 100 de tone instituțiile, respectiv școala și primăria, plus 100 de tone, 125 de tone, drumurile naționale. Deci cantitatea de gunoi colectată pe raza Comunei Sânduieni nu va fi de 531, va fi de aproximativ 800 de tone. 800 de tone, aproximativ 800 de tone, înmulțit cu 55, deci pe salubrizare pe sursa E, pentru anul 2019, noi trebuie să adunăm 4.400.000. Acum, o fi 4 miliarde, o fi 4 miliarde, o fi 3 miliarde 800, e 3 miliarde 800. Dar ce este clar, că acest 531, pe când de la aia, avem 3 miliarde, 2.920.000. Noi trebuie să adunăm 2.920.000, dar noi avem unitățile școlare. Adică chiar dacă acei 531 vom scădea, spre exemplu, 8 ore, 8 ori înmulțit cu 54, nu poți să scazi mai mult de 450 de toate. Ia? Nu, așa că doamne așa. Sau... O 32 de toate, 32. Dar ne, uitându-ne pe situația respectivă, indiferent de situație, tot am depășit februarie, 22 de toate anul trecut. Deci, adică, cât am încălcat, mai jos de 450 de tone nu se face. Cum? E o situație foarte greacă, este foarte greu să avem 440 de ani. În acest moment, respectiv, 28 februarie, l-am întrebat pe Ticu, s-a adunat în taxe, în această taxă de stabilizare pe sursa E, 75.000 de lei. Asta înseamnă că acei 75.000 de lei ne vor ajunge 3-4 luni de zile maxim. 3 luni de zile, 4 luni de zile. Adică mergem. Dacă anul trecut s-au corectat, ați văzut pe un carte făcut de domnul Ian, 101 de locuitori înmulțit cu 492, ne-a dat 141. S-au adunat 147, înseamnă că au mai plătit ceva din urmă câte pe o persoană, cei care sunt plecați în străinătate, acei 800 de persoane. Asta înseamnă că noi anul acesta, pe 2019, vom colecta din taxe speciale aproximativ 200.000 de lei, 2 miliarde. În mare, 200.000 de lei. Iar 200.000 de lei. Drumurile naționale produc gunoi 5 metri cubi, 5 metri cubi pe săptămână. 5 metri cubi. Înmulțit cu 54 de săptămâni, da?
54.5, 54.20, 55.25, 270 de metri cubi. 270, ok? Deci îmi trebuie să zic cum produc, că zic drumul de... Strângele marginală. Strângele și irată. De tot județul aduc aici. De tot județul aduc aici. Am solicitat cu adresa de la dumneavoastră și la dumneavoastră adresa, ne-au adresa unde este? Era în Doreca. Și îmi spune că ea, anul trecut, au plătit către euro, au plătit 22 de metri cubi. Adică dacă eu nu m-am plătit nici 5 locuri, cum poți să spui tu? Cum poți să spui tu că ai doar 22 de metri cubi, dacă eu am în săptămână 5 metri cubi? Și am făcut adresa de la dumneavoastră. S-au dus băieții, domnul polițist local, am vorbit cu domnul director, spune dumneata că ruși 5 metri cubi. 5 metri cubi mulțit cu 35, 400, 400, 0,35, 0,400 tone de metri cubi, dumneata am produs cu noi de 700 de milioane. Taxa limitară este de 700 de milioane. Adică, nu pot să merg, erau 4 angajați la bunul național. 4 angajați înseamnă 6 milioane 400. Tu îmi dai gunoi de 700 milioane. De unde e o banii aia? Vedeți că nici totul la pământ nu-i bun. Da? Păi dar noi trebuie să ne luăm niște măsuri. Adică, acea taxă de salubrizare trebuie clasificată de anumite criterii. Adică nu pot... Deci nici numărul angajaților nu e relevant. Nici numărul angajaților nu este relevant. Domnul director Pain sau Pain zice, domnul primar, asta dăm hotărâri din Consiliul Local, fac decizii impune, semnez, și ok. Deci, în concurs, se vor mai aduna încă 70.000 de lei de la drumul național. 65-70.000 de lei. Primăria se îndoiește. Produce și ea gunoi cât produce? Un metru, 2 metri cu pe săptămână. Nu pun un metru. Pun 2 metri cu pe săptămână. Și bine, 54 ori 2, egal. 108. Înmulțit cu 4, egal. 4.320 kg. Gunoi primărea Sandoieni. Înmulțit cu 55, egal. Deci 237 de milioane. Deci primărea Sandoieni mai vine și cu 200 de milioane, 20.000 de lei. Adică bani care sunt siguri și cert. Adică eu trebuie să punem bani cu bani să ne apropiem de, nu de 4 milioane de pasuri, de 4 milioane. O fi 3800, o fi 3500. Adică încercăm să scădem de aici din cantitatea de gunoi. Am vorbit instituțiile școlare. Dar ce dată v-au zis nimic, postul de poliție, dispersat, un bani, veterinar, sierice, case și toți. Domn case și toți, nu mai există. Și ei vor de TTO-ul de care s-a 45 de instituții. Dar ajungem acolo. Deci am spus drumul național, am spus primăria, mergem pe școală. Pe școală. Este, nu se poate să luăm doar pe, pe 50 de angajați. 50 de angajați înseamnă 85 de milioane. Școala produce gunoi hârtie ce este, pentru că asta e normal, sunt atât de mulți copii, nu un metru cub, 2 metri cub, mai mult ca primăria să doi. Da? Acum ce înseamnă că... Ai fost la primării 2 metri cub. 1 metru cub. 2 metri cub. Am pus 2, vedeți? Acolo am pus 2 metri cub, tot 2 metri cub, nu, tică, 2 metri cub pe școală. Ai dreptate, pe școală. Ori 4. 2 ori 4. Păi iese același, păi iese ca la primărie. Suplează, suplează. 50 de mii de lei pe școală, care vom aduca noi din bugetul local către unitatea școlară. 200 cu 70, cu 20, cu 50, cât fac 20, 34 de mii de lei. Restul, până la 40 de mii de lei, trebuie acoperit de societăți. Pe un calcul simplu, nu avem cum să adunăm mai mult de 38.000 de lei de la societăți. Deci nu ai cum. Adică trebuie să mergi pe o taxă măcar egală cu aia de anul trecut. N-ai cum să mărești taxa respectivă. Adică nu poți să o mărești. Și atunci 38.000 și cu 34, 3.800. De la 4.400, cantitatea de noi trebuie să cadă. Modul de calcul pentru taxa de gunoi conform deciziei de impune, pe care se supune hotărârii Consiliului Local. Nu putem merge pe angajat, exact cum a zis și domnul Malean, că nu este european, nu este european, vom merge pe trei criterii. Pe o taxă fixă, pe un număr de angajat, vom merge pe o taxă fixă, pe metru cub sau pe kilogram,
Nu mă deranjează dacă lemnul pentru cup este o valoare mult mai mare și atunci nu, dacă tot am mers pe kilogram, lemn pe kilogram, cu toate că pe studiu de oportunitate și pe caietul de sarcini, să am mers pe lemnul cup, noi facem o modificare pe kilogram, dar asta înseamnă aceste taxe fixe, exact dobândă fixă. Aceste valori trebuie plătite. Iar punctul 3, da? Taxa poate fi taxă diferențiată, asta înseamnă că dacă vom produce mai mult cu noi, adică societatea Nea Ionian, astăzi vrei să dai 4 tombeloane, dau un exemplu, 3 tombeloane le vei plăti în curs. Adică nu poți să dai mai mult decât trebuie să dai. Și am făcut un mod de calcul, cum este calculul ăla, nu se te dat pe hârtie. Cât trebuie să dea? Asta acum? Nu. Cât trebuie să dea? Da. Și am plecat de la o taxă de 72 de lei metru cub. 72 de metru cub. De-aia m-a spus că am transformat în kilogram. Am mers pe 7 terți, da? Unde se plătea 72 de lei metru cub. Și am mers așa. 72 ori 12, egal. 864. Deci, 864 este o taxă fixă. Deci, dacă se dădea la locuiesc, taxa fixă de 864 de lei. Așa dată la locuiesc, asta solicită și primăria, ca să poți să ne acoperi un cheltuieli. Mai mult de atât. Dar cu doi angajați. Și acum v-am spus, la fiecare angajat vine cu 179. Vin în completare. Domnul Mihai are decât 5 angajați, nu are 12. 5 angajați atât are. Mihai are 5, cel care este 5 angajați atât are. Cel care este cel mai, cum să zici, dezavantajat este domnul Sorin Chipel. Are 12 angajați. Ei, aici este o problemă. Și nu fac, nu produc noi pe... Vedeți? Are sediu social pe satul Vărșești, iar punctul de lucru este pe... Județul Covasna. Covasna. Da? Aici este o situație. Eu m-am chemat. Este o situație. N-am ce să face. Și el însă mi-a spus, trebuie să ne acoperim acest cheltuieli. Omul nu. Chiar nu a spus nimic. Adică cel mai dezavantajat este Sorin. Și acum, cantitatea de gunoi pe care s-o dai, Ionel, cantitatea de gunoi pe săptămână ca societatea ta cu doi angajați. 29 de kilogram. Da. De unde e ziută? Da, mai ziută. Deci, eu știu că... Dar, am eu nu am fost invitați oamenilor. Bine, am înțeles. Asta e taxa. Dar nu e clar să vă fac. Știu. Dar avem, dar totuși se apucăm cu noi. Și atunci, avem două posibilități. Ne-ai pus salut noi la fie focul. Da, am înțeles. Avem două posibilități. Unu, mărim taxa la persoane casnice de la 10 la 12 lei, la 14 lei. Eu trei, ca să pot să-mi acopere diferența de 600 de milioane, 700 de milioane. Sau mergem pe acest valor, pe taxa de societate, care s-a plătit și am plătit 864. Adică, dacă vedeți, a fost făcut corect, vă explic, pentru că eu o situație foarte grea. În momentul când tu acum, noi, că tot eu am făcut inițierea, cum ne-ați aprobat. Te duce la Badea Maria, care are 500 de lei și pun taxă de gunoi 2 milioane pe an? Nu poți. Nu, situația nu e ok pentru nimeni. Categoric sunt persoane care produc mai mult. Dar e atât. De exemplu, dacă atâta s-a stabilit, eu poate mai produc un tombelon. Cum pot să-l plătesc separat? Nu pot. Că sunt persoane care nu știu că pot fi de acolo. Da. Aici, și nici să pune. Cu 531 de lei. Da. Ar fi la un calcul așa mare, 40 de tone pe lună. Da, dar aici. Deci 531 doar pe persoană fizică, pe populație, da, nu pe societate. Bun. O altă întrebare. La drumuri naționale, ei plăteau cum? Ca societate, ca... Ei plăteau oamenii. Și-au plătit erau ca societate, nu intra, nu se verifica cu noi odată cu persoana fizică. Aici e problema, că nu se știe cum au plătit ei. Păi astea, dacă ei au produs atâția metri cu, unde le-au pus? Dacă sunt cumva astea 531 de tone. Și atunci, per populație, vom avea tonaj mai puțin. Dar nu putem, asta doar supoziții, eu nu pot să demonstrez asta. E posibil, dar sunt supoziții.
Poate aveți dreptate. Deci 22 ori 72 egal. Deci ei au plătit 15.840.000 de naționale. 16 milioane. Acum, de unde știu eu că e normal că această diferență de cantitate nu a trecut la Comuna Sândoieni. Nu am de unde. Dar ceea ce pot să vă spun și este cel, când aveam noi mașina de gunoi. Nu vă supărați. În fiecare lună am dus, pe an, am dus 450 de tone. Cu mașina noastră. Deci într-un an am dus 350, într-un an 450, într-un an 470. Deci, oarecum se apropie. Adică, să zicem eu, o diferență de 50 de tone. Să zicem, 50-60 de tone. Dar la sunt acolo. La lumea nu era atât de educată. Punea orice fel de rest, molus și e adevărat și asta. Nu mai... Și era cu tot cu firme. Oamenii sunt conștienți. Cu tot cu firme. Era cu tot cu firme. Cu tot cu firme, 450 de tone. Dar nu poți să-ți dai seama. Dar mai văd pe aia. Nu, au mai fost o perioadă când mai puneau al gunoi în altă parte. Cum mai de exemplu. Și acum, dacă tot se ia... Strângi tot gunoi și în saci. E unde duci? De exemplu. Ajuncă aia din colțul aia, mă ajuncă de acolo de la școală. Nu, dar mai avem. Ajungi 4 milioane de 400. Păi spunem că ajungi tot bani. 4 milioane de 400. E greu să arăt. Dar păi supunem, da? 4 milioane de 400, am dat gunoi de 3 milioane. Ne rămân 1 milioane de 400. Rămân în excedent 1 milioane de 300. Eu anul viitor, anul următor, cât îmi trebuie? Pot să reduc taxa cu 1.400.000, astfel încât să încasez 4.400.000, dar rămânând excedentul 1.400.000. Adică încasând doar 3.000 reale. Nu poți să știi în ce situație ești. Și mai mult de atât. Vedeți ce s-a întâmplat. Către Leon Prest, Adiso a avut o datorie de 19 milioane de lor. Asta însemnând 4.500.000, 4.600.000, 4.550.000 de euro. 4,5 milioane de euro, 4,5 milioane de euro. În acest moment, prin aceste subvenții, primării au plătit. Toți au plătit. Și au rămas datorii de 5.123.000. Asta înseamnă 1.100.000 de euro. Problema următoare, el a dumneavoastră. O trimis la judecătorie, titlul executorul, biroul executor, unul pisecarul, să ne execute iar. Păi dar nu e corect să mă execuți pe mine. Dar pentru că ești în Adis, da? Și asta am fost era și ce a zis. Și cel mai vehement a fost domnul contabil de la Berești. Eu am venit cu completarea domnului 5.100.000. Acei 5.100.000 sunt de unde? Domnul secretar, Moinești, Dărmănești, da? Și câteva comune acolo, care... Două, trei comune. Dar restul de comune, de 60 de comune din 65, noi ne-am plătit datoriile. Dar stai puțin, cum să mă execuți pe mine, ia Comuna Sândoieni, dacă eu ți-am plătit datoriile? Dar vedeți că asociația e o asociație. E asociație. Ea e personalitate juridică. Iar toate comunile sunt membri în asociația respectivă. Păi asta stăteam eu acum. Păi cum să mă execuți pe mine acum? Adică pe mine, pe Berești. A fost oprire la toți membrii în asociație. Și acum eu să plătesc chiar... Diferența de bani. Să exemplu, 5.100.000. Împărțit la număr. Iar pentru Dărmănești și pentru Moinești. Păi asta spunea domnul contabil. Domnul, dar dă-i afară, lasă-mă în pace. Dar eu plătesc datorii pentru ei să se judece cu om, prestul să se judece cu ei. Asociația este o singură persoană. Adică dacă ei nu plătesc plătim noi pentru ei sau cum? Te înfrățim cu toți, reprezinți o singură instituție. Asociere Adiso. Ce înseamnă înfrăție? Ai dreptate, domnule. Dar îi dă afară. Dar îi dă afară. Îi dă afară. Asta e învătărârea Adiso. Nu poți să-i dă afară. Pentru că ei au luat pe fondul european 36 de milioane de euro. Ei luat pentru locuitorul comunei scală de Mănești. 50 de euro. Pentru Mănești și la locul trebuie să se acopere. Ce îți dea bani înapoi? Păi dar trebuie să dea bani. Și a spus, el în ședință, Milam aș să nu vină iar la cei 5.100.000 de euro și să spună, Comuna Sândoieni, trebuie să ai 20.000 de euro. Asta e că nu e... 20.000 de euro, să nu vin vreo 50.000. Dar un exemplu, Iulia. Păi, oricum subiectul de schiz Mădrești va continua. E foarte bine. Când există o șansă, întreb și eu așa. Ca să se rezolvă oarecum. Da. Până unde merge proiectul ăsta, ca să măcar să știe lumea ce a greșit, să nu mai facă a doua oară? Păi 8 ani de zile. Când au început?
În 2015-2016, 2014-2015. 2015, da. Sunt 5 ani. Da, la punctul ăsta, nu știu. Putem trimite, avem polițiștii locali sunt sunt disponibili sau disponibili să facă. Nu, 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 nu după populație. La cântari. Tot cursul anului să meargă. Au timpul necesar. Dar n-am ce face. Eu zic că dacă ei vor merge la cântar și vom nota, eu zic că vor scade ca și fac. Eu m-am cântar, m-am dus eu la cântar. Și mi-a spus ce caut eu la cântar, că verific dumneavoastră instalația. Zic, doamne, nu te supăra, dar eu verific cantitatea mea de gunoi. Eu dacă mă duc la Iurean Tempăduș, la domnul Iurean, și iau niște găunte, păi eu vreau să văd ce găunte îmi dai. Am vorbit cu domnul director de la dumneavoastră, corect. Și atunci, a doua zi, transmis o adresă prin care precizează emiterea unei dispoziții pe persoana care va verifica cântarul. Păi stai puțin, nu se poate, dar numai eu am fost, a făcut și domnul de la Surgar, adică eu am fost primul, dar a făcut și dumneavoastră pe urmă. Adică nu sunt cei care au fost interesați. Da, odată ce rămâne un loc de interpretare și nu-ți dă voie să vezi, poate asta e cantitatea, poate nu știm noi că este, că toată lumea zice că Fără domnul național, în comunul 200, de 7 tone jumătate. Ei, la 7 tone jumătate, așa lucruri, ori 12, nu, 7 tone jumătate, ori 7, 5, nu, ori 5 și 4 de săptămâni, uitați, 400 de tone. Ești la 70.000 lei, câte metri cubic. Deci 400. Deci da, și acum zice 400 ori 55. Da? 2.900. Dar scrie 500 de tone, tot cu tine, tot n-ar fi mult. 500 de tone. Și dacă ai scăzut 7.000. Dacă te sugerești, deja la masa la cântar. Da, problema va fi că vom vin italieni. Sigur că da. Uitați-vă, ceva la italienilor, da? Că dacă erau ce insiste... Uitați ce este aici. În 2017, 63 de toni, 56 de toni, 67 de toni, adică ce vorbim? Când vine Italia, problema asta va fi în continuu. Dar nicio vină, nu poți să limitezi omul cum să-l consume. Și dacă s-a cântărit vizibil, la un moment dat, e 3 milioane. Mai nu vreau și problema, și probleme vor fi tot timpul. Acum nici părinților nu și-ar permite să plătească taxa asta dacă n-ar fi ei, că tot ei trebuie în mare acasă până la urmă. Nu zic că nu, dacă nu punem taxă la firme, punem la persoana acasă, când vine ea, cum să ne bucurăm și asta toți, îți spune. Și să iau bani de la taxa Maria. Taxa Maria are poate și ea, ne poți și alții. Dar nu vă vizitor. Dau un exemplu. Da, faci un pic mai mult cu noi pentru că fac cumpărături pentru părinților. Dar nu este păstrat. De la Bâzurești, da? Când au scos 6 mori, m-a adic băiatul care... 6 saci de... Au fost o singură dată. Dacă dumneavoastră credeți că e corect să iau de la babe de la Bolnești, dar eu plătesc pentru Italien, ăsta nu primar, că noi ăsta produs din ei, ei că le cumpără părinților anumite... Nu sunt toți care anumite lucruri, anumite bunuri și... Dacă vreți taxeație, nu primar. Dar iau cătit omul de zile, dar eu nu pot să zic... Păi și ce metodă aveți să-i taxați? Că omul vine, nu stă... A cătit omul de zile. Păi bine, o lună de zile, da. Și poate luna aia plătit cât vine. Și plătim mai mult pentru cât au plătit. Dar aici e chestia. După aia, la unul e taxat. De exemplu, eu, da, eu am făcut... Deci, în Italia, fata, Ionela. Tică, ajut tu pe frate. Dar nu e un împăgeat, nu are pe nimeni. Am și o copii care... Ba, da, e în Italia. Dar dau de zile, cineva care nu are. Uite, nu știu cine. M-a dat neama zile. M-a dat să convinii să plătești pentru nevoara mea? Nu. Ce treaba avem? Ce? Grade rudenii avem.
Să stăm, ce să stăm? Când vin acasă, să-i vedem ce... Ba da, trebuie verificat. Păi asta, da, să-i verificat. Ai atâta stat pe aici, medic, dar ești normal. Da, da. Exact. Dar și tu ai patru medic, da? Trebuie să dai de să-i verificat. Asta trebuie înștiințat iar. Deci, mă, tare, găsi. În momentul în care se fac construcții de case, ei nu știu, sunt mulți care, o câțiva știu, dar mulți nu știu că dacă au scos 20 de saci, știu că trebuie să ia mașina, că există gunoi, gratis să-l plătim. Nu toți știu că gunoiul ăla trebuie să-l plătești oarecum separat. Cantitatea de gunoi pe persoană fizică este de 2,66 kg pe săptămână. Să dăm o familie de 4 persoane, 10 kg. Adică tu dai, dacă dai 100, deja 100, înmulțim cu cei 55 de lei. Adică deja, ce face? Iau de la, banii aia trebuie să iau de unde? Ori de la societățile de pe raza comunei, ori de la persoanele casnice. Prin ridicarea taxei, de la 7 la 10, sau eu știu. Eu zic că calculele sunt făcute ok, nu știu cât vor fi puse în aplicare algoritmul lor, așa ca și... Teorie stă bine, dar nu știu ce va fi în practică. Ca și teorie. Da? Ca și teorie, m-am spus. Dar nu știu ce se va întâmpla. Așa, ideile sunt bune. Încă o idee ce a spus cineva, să cumpărăm niște tomberoane la societățile astea mari. Sunt de acord, dar nu știu dacă ne dă voie legislația. Adică, societățile astea mari, cu adevărat mari, cum este Mihai, cum este Mihaela, pune acolo tomberoanele alea pentru hârtie, plastic. Adică la bunăluse. Ia sunt plasticul în general, deci nu mi păi nu, să știți că există o idee. Bine, ne înțelegem. Și noi ruarei tot la bază mai bine din aerare. Nu, nu, nu înțelegem asta. Dacă se adună selectiv. Este selectiv, este selectiv și noi mai câștigăm niște bani. Aici noi câștigăm, dar în loc să adică sticlă, spate, că e spartă, că e câștigă, nu duce la sticlă, e câștigă. La care tot ai câștigă aia pe societate. Hârtie, ambalaj, carton, hârtie. Și se adună la societate. Păi se adună, nu. Nu ca tot mai rog. Zăci de neapă, dar nu pentru societate. Pentru nu se adună. Inclusiv și școala, vreo atâtea hârtii, vreo primărie. Nu o să le aruncăm la menajer, la grămadă. Deci pentru noi câștigăm, nu societatea. Comuna câștigă. Așa, dacă ne-am permis să dăm la fiecare cetățean de clasă, o dată pe care să vină după clasă, o dată după... Exact asta s-a spus. Exact o dată asta. Deci, dacă cum se fie o dată o mașină pentru clasă, o mașină pentru hârtie. Dacă tu nu ai centre de hârtie, n-ai centre de clasă. Pentru că mă doare inima, că crezi că trebuie să arunci 20 de sticle sau borcane, de astea trebuie să le arunci la comun. Când și pe zi, unde ajunge ăla? Când ai putea, pune selectiv. Complicat, e foarte complicat. Mai trebuie tot așa. Dar să știți că poate ați avea posibilități să le favorizați chestia asta cu tomberoane selective. Dar ați văzut cât e un tomberoane, cât e 38 de mari. Deci, poate pe altă parte. Măcar că un tomberon, se mai grea cu tomberon la firmă, nu da niciun tomberoane. Un tomberon, pe care trebuia să pară. Aici am să vă ispit și cu tomberoane. Să vă ispit și cu tomberoane. Dar acum e ceva. Mai aveți? Mai aveți ceva. Cine este pentru? Împotriva, ține? 100%. Punctul 16 diverse. Să-ți da, am.